începând domnule prim-ministru, domnule ministru, domnule președinte, stimați colegi din echipa Hidroelectrica, Carmen Băsără, mă bucur foarte mult că suntem astăzi și vreau să vă felicit că ați reușit semnarea acestui contract. A șasea oară a fost cu noroc, deci a șasea licitație, iată, s-a atribuit și este un contract important, cu două companii românești, dintre care una e lider de consorțiu, Petromontaj și Butan, am înțeles, plus concert din Croația. De asemenea, în avans, că știu că se vădurește chestiunea asta, vineri aveți un an de la listarea Hidroelectrica. Un moment foarte important, era la începutul mandatului meu, compania s-a apreciat cam cu 10% de la momentul listării și a fost considerată cea mai de succes listare din lume, dintre toate companiile, cea mai de succes IPO. Sigur, ca nivel de ambiție și cred că ceea ce s-a întâmplat aici și în anii 60 și ceea ce dumneavoastră ați reușit acum, dacă ar fi să caracterizez printr-un singur cuvânt, ar fi asumare. Și chestiunea asta o vedem și în Guvernul României, premierul, ministri și la dumneavoastră, iată, la companiile strategice. V-ați asumat să înaintați cu acest proiect. Pentru că prea mulți ani de zile lucrurile nu s-au făcut, pentru că întotdeauna e mai simplu să spui, nu se poate, să treacă timpul și la final pleci acasă, poate, cu un salariu, dar nici n-ai lăsat nimic în urma ta. Mi-aș dori, în continuare, ca marile proiecte energetice să fie susținute de marile companii energetice. Hidroelectrica, RomGaz, aveți și avem o mare oportunitate și cred o mare răspundere. Stocare, prima nevoie a sistemului energetic național și cred că nu trece săptămână să nu discut cu domnul prim-ministru și să-mi spune ce mai faceți pe stocare. Și știți că avem apeluri lansate din PNRR, 80 de milioane de euro, până la finalul anului încă vreo 200 de milioane din fonduri pentru modernizare. Acestea vizează stocarea în baterii. Cel puțin la fel de important este stocarea în hidrocentrale cu acumulare cu pompaj. Dintre acestea, proiectul Fanion este Tarnița Lăcuștești, pe care noi l-am restartat în actualul guvern și care este etapa de evaluare a ofertelor pentru sustenabilitate. Cu permisiunea noastră, domnule prim-ministru, noi vrem să lucrăm la normativ prin care să declarăm proiectul de importanță strategică națională și să îi asigurăm o implementare accelerată, să derogăm de la toate obligațiile de la care este posibil să derogăm, astfel încât acest proiect să fie implementat în cel mai scurt timp. Și dacă există oarecare obligație la consumatori să aibă stocare, de ce nu și producătorii să aibă obligația de a avea capacități de stocare? De ce nu și mari producători în sistemul energetic să contribuie la asemenea proiecte? Pentru că una este să ai niște baterii sau un câmp de baterii care după 10 ani trebuie înlocuite, alta este să ai o hidrocentrală cu acumulare prin pompaj care te ține 30 sau 50 de ani. Deci iată o investiție deșteaptă și mai sunt și altele și specialiștii din Hidroelectrica cu siguranță le cunosc. În final, sigur că suntem într-o lună specială pentru sistemul energetic. Pe 20 iulie sărbătorim ziua energeticienilor. Este Sfântul Ilie, stăpânul fulgerilor și eu vă doresc în avans la mulți ani, marcând împreună, cred, cea mai de succes etapă din sectorul energetic românesc. Noi am făcut un bilanț și în ultimul an de zile, doar din fonduri nerambursabile, investițiile sunt 13,6 miliarde de euro. Adăugând la asta contribuția beneficiarilor, cu siguranță de 20 de miliarde, iată, această investiție este parte din această revoluție energetică pe care România o conduce. Vă mulțumesc foarte mult și